Eram copil, mă usturau ochii, gâtul, îmi curgeau lacrimile, nu știam pentru prima oară ce înseamnă gaze lacrimogene. Am văzut cum soldații trăgeau cu arma și erau trasoare care luminau cerul. Oamenii erau fericiți și strigau libertate cadențat. Libertate! Libertate! Când sufletele noastre se înălțau la cer, parcă odată cu aceste cuvinte. Autoritățile statului român, respectiv armata, miliția, securitatea și gărzile patriotice, au tras în popor. Cu acordul nemijlocit, a spune, a celor care erau în fruntea Partidului Comunist. Deci un partid criminal cu oameni care au avut puterea să dea ordine să se tragă în popor. Am luat pe rând și bătuți până leșinam și înviați cu gălețile cu apă pe care le aruncau de multe ori chiar în capul nostru cu tot cu apa. Cei care ne loveau erau milițienii de la secția 14. Aceia erau. Iar mulți dintre ei, la ora actuală, ocupă niște funcții importante. Nimeni n-a fost pedepsit, nimeni n-a fost tras la răspundere. Într-o fel sau altul nu suntem liberi. Dar adevărul ăsta și astăzi poartă cătușe la mine. Care stăpânea de tot definit medieval la sediul Comitetului Central să vină toți cei de... Clar, Ceaușescu nu trebuia să moară, trebuia să spună cine sunt aceste jigorii. Ei l-au omorât tocmai ca să nu poată spune el. Această rețea de corupție și crimă organizată care a capturat România după 1989 și care în timp a sugrumat tot ce a prins și a stagnat dezvoltarea, s-a țesut la adăpostul crimelor. Pentru că în centrul scandalurilor de corupție găsim aceleași personaje care sunt amestecate în politica și în crimele din această perioadă infracțională.